Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Invitatul nostru e cineastul Cristi Puiu. Bună seara. Mi-am amintit că și la Cannes, când apăreți în imagine și nu știu ce replică dați în acea bucătărioară, în Aurora, toată sala izbucnește în râs la prima imagine. Atunci am zis, formidabil ce se lipește Cristi Puiu de ecran, cum trece rampa. Dar nu știu dacă asta se leagă de actor sau se leagă pur și simplu de dumneavoastră. N-a fost o întrebare. Dar e interesant că spuneți asta. De ce? Pentru că nu fac altceva decât să, pe platou cu actorii, decât să să repet în continuu că nu trebuie să adauge absolut nimic și să se asume. Punct. Dar ce greu este să nu adaugi nimic. Da. Pregătindu-mă pentru experimentul care e întâlnirea noastră, prima dată, ochi în ochi, am citit despre dumneavoastră, documentându-mă, că sunteți un tip căruia îi place să intre mereu într-o relație de adversitate cu cel care stă de vorbă, un om dificil, un cineast dificil, am încheiat citatul. Nu sunt dificil. Nu? E doar o problemă de comunicare. Da, mi-a spus cineva, să știi, Cristi Puiu pare atât de arogant, antipatic nu, că aveți un oarecare farmec dincolo de aroganța asta, și totul vine din timiditate, dar nu cred că e adevărat. Nu știu. Sunteți un timid? Structural, da, sunt. Nu vreau să aveți un aer trist. V-a făcut cineva ceva rău în aici, ultimul la TVR? Timp? La TVR ce v-a făcut? Nu mi-a făcut nimic. În viața dumneavoastră. Oamenii spun despre mine ceea ce spun, că sunt arogant sau cum a spus dumneavoastră. Iar eu cred că oamenii fac asta. Noi oamenii facem așa. Asta. Pentru că este mai interesant să gândești despre un om că are nu știu ce defecte, nu știu ce bube, nu știu ce, decât să gândești că este ca tine. Pentru că atunci ar trebui să fii tolerant și cu el. Și nu-ți convine, tu vrei să fii tolerant cu tine și toată prăjitura să ajungă la tine și nu vrei să împarți nimic și mai departe. Dacă se întâmplă ca omul ăsta să fie cunoscut succesul într-un fel sau altul, să fie oarecum faimos, păi da, ăsta e teren sigur. E un dobitoc, un neam prost, rău, arogant și mai departe. Și știu că oamenii, mulți vorbesc despre mine așa, dar sunt și alții care nu vorbesc despre Firește. Mine așa. Spuneți într-un interviu, simplific, dar cred că vă amintiți, că cel mai mult admirați modelul lui Isus, care de fapt ce înseamnă? Înseamnă bunătatea absolută. Ce mi se întâmplă să spun frecvent este că îmi doresc să mă raportez la modelul lui Isus și nu-mi iese, îmi dă cu virgulă. Dar nu m-am gândit niciodată la bunătate, ci m-am gândit la tot ce ar putea însemna stoparea violenței și agresivității, adică întoarcerea celuilalt obraz. Pentru mine, acum, dacă mă întrebați direct, mi se pare că este un reper utopic. Cad întotdeauna în capcana asta a vieții de zi cu zi și îmi găsesc tot felul de justificări și constat că de multe ori funcționez ca marea majoritate a celor pe care îi cunosc, și anume extrem de tolerant cu mine însumi și ultra exigent cu ceilalți. Bun, domnule Cristi Puiu, ați făcut Moartea domnului Lăzărescu, e un film care va rămâne. Acesta e autorul. V-ați născut în 1967. În București, la maternitatea Polizu. Am avut 55 de centimetri și 4 kilograme și m-am născut în familia asta, în familia Puiu. Din București, în Balta Albă? Într-un apartament de 3 camere, parter. În acte scrie Puiu Emilian Cristian. Eu am ales Cristi Puiu pentru că prietenii mei așa mă chemau, nu? Cristi sau Puiu, la școală Puiu sau Cristi, niciodată Cristian. Cristian îmi spunea taică-miu atunci când era foarte serios. Emilian îmi spunea doar profesoara de rusă, doamna Stoichițescu, în școala generală. Altfel nimeni nu mi-a spus așa. Tata cu ce se ocupa? Taică mi-a lucrat în administrația Spitalului Colentina, avea o funcție așa pe scara ierarhică destul de jos, dar cu un titlu foarte pompos, se chema planificator principal. Nu v-ați dorit niciodată să faceți medicină? Ba da, mi-am dorit. Când eram în clasa a treia, știam aproape pe din afară manualul de anatomie de clasa 7, pentru că vreau să fiu doctor, să devin doctor ca taică-miu. Eu cream că taică-miu e doctor pentru că purta un halat alb acolo la spital. Nu l-am întrebat niciodată ce, cum, ce face. Apoi ăștia din cartier l-au poreclit doctorul și consulta pe câte unii pe acolo. Și avea și o vorbă din asta, să treci mâine pe la mine, pe la spital, să văd. Da. Și era foarte comic. Că îi spunea asta și vatmanilor. El lua tramvaiul 27 de acolo, de la Iore 2, Ozana, nu știu ce, și într-o oră ajungea la Colentina.
Și tramvaiul ăsta am ajuns să-l iau și eu atunci când am început să studiez pictura în clasa a 5-a, a 6-a, a 7-a și a 8-a și mergeam, făceam școala 149 în cartier și apoi mergeam în centru pe Iulius Fucic, Mazari acum, unde era școala de muzică și de artă plastică numărul 4. Maica mea a fost învățătoare și a lucrat toată viața ei într-o școală specială, o școală ajutătoare numărul 2 de pe Popa Petre. Și ne petreceam timpul până să mergem la școală, ne luau când taică-mea, când maică-mea să ne... Și am crescut prin spital, pe acolo, pe la Colentina și pe la școala aceasta ajutătoare numărul 2. Ne, adică cine? Eu... Fratele meu, sora mea. Sunteți trei copii? Da. Și sunteți cel mai mare sau cel mai mijlociu sau cel mai mic? Cel mai mijlociu. Diferența de vârstă este foarte mică. E un an jumate între mine și sora mea, un an jumate între mine și fratele meu. În momentul în care crește așa, în grup. Cumva în grup, așa, percepția se schimbă în mod automat. Există un frate mai mic de care trebuie să ai grijă. Apoi, taică-miu, atunci când ne lăsa singuri acasă, mă chema Cristian. Vezi, ai grijă de ăștia să nu-și spargă capetele. Eu eram șef acolo în casă peste ei, noi am fost educați într-un anumit fel, adică taică-miu, maică-mea ne-au educat, ne-au trimis pe o direcție. Îmi plăcea foarte mult desenul, îmi plăcea foarte mult pictura. Plăcea foarte mult, nu că îmi plăcea, era... Nu puteam fără. Nu puteam fără. Nu puteam fără. Asta făceam toată ziua. Desenam, pictam, citeam. Ce desenați? Oameni. Dar oameni fețe sau oameni corpuri? Am început cu portrete. Expresii. Fețe. Da. Profiluri. Dar mă mir pentru un copil care a început cu oameni fețe, acest copil să livreze un adult care zice El Greco e pentru mine zero. Păi figurile lui El Greco nu vă dau niciun frison. Da, nu mă impresionează El Greco, nu mă impresionează nici Rubens și nu că nu mă impresionează, nu, acești artiști nu trezesc nimic în mine. Exact, dar știu despre foarte asta e, că au locul lor și rolul lor, nu și despre nu asta discutăm. Nu despre istoria artei, nu. Aceasta poate fi doar o problemă de intrare în rezonanță. Niciun fel de formă de manierism nu mă emoționează. Bine, să zicem că ați vedea un portret al lui El Greco și nu l-ați privi ca un specialist, ci pur și simplu ca un om care vede un chip. Eu nu mai pot să fiu un om care vede un chip. A, pentru că sunteți deformat profesional? Sunt în altă încăpere. Adică e ca și cum dumneavoastră mă invitați să stau în salon și să privesc tabloul. Nu. Eu sunt în bucătărie. Sunt suficient de lucid încât să-mi dau seama că ceea ce facem ne afectează percepția. Știți ce diferență e între senzația de pe platou și ceea ce vezi pe imagine? Vi s-a întâmplat vreodată să ziceți pe platou, uite, asta a ieșit bine. Și când vedeți a doua zi imaginea sau în seara respectivă, să vedeți că nu e bine. Spre exemplu, la Lăzărescu, în primele zile de filmare, Luminița m-a luat deoparte, am filmat ambulanța. Luminița Gheorghiu. Luminița Gheorghiu. Măi, Cristi, tu ești sigur că e bine ce joacă Fiscuteanu acolo? Și am zis, da. Și a zice, bă, dar mi se pare mecanic. Și am zis, băi, și mie mi se pare mecanic, dar am văzut materialul și ți-l arăt. Și l-am arătat și s-a liniștit. Adică pe viu acolo aveam senzația, băi, nu se poate, nu se poate. Și când am văzut materialul, am zis, wow. Adică alea care pe care le socoteam proaste, duble proaste, pe material erau bune. Alea pe care le socoteam acceptabile erau geniale. Serios, adică vorbesc de jocul lui. Da. Adică mă emoționa foarte. Probabil că e și chestia asta, e și relația asta directă, un om viu, în carne și oase. E altceva decât un om devenit un semn într-o imagine. Probabil că imaginea filtrează, probabil că multe lucruri nu trec, energii, unde, habar n-am, oscilații electromagnetice. Știu că eram la Cannes acum câțiva ani, erați într-un juriu și ați dispărut din juriu și pe scenă a anunțat cineva, Cristi Puiu a trebuit să părăsească juriul pentru că i s-a prăpădit tatăl. Nu știam că au anunțat. Da, au anunțat pe scenă la Enzertin Răgar. Joacă în film împreună cu maica mea, în Lăzărescu. Sunt acolo. Când priviți filmul și vedeți făptura tatălui implicată, cum să spun, acolo, mișcând pe o pânză, ce simțiți? Mă bucur că-l văd. Îi și plăcea să se vadă jucând. Adică și avea așa o energie și înflorea așa. Și noi îi cam tăiam macaroana. Dar el nu se supăra niciodată. Dar nici nu mai vreau să văd filmul ăsta. Dacă mi se întâmplă așa... accidental să mai nimeresc în fața televizorului atunci când este filmul difuzat sau dacă cineva îmi cere material și revăd fragmente din film, să știți că mă gândesc în primul rând la Fiscuteanu. Care nici el nu mai este. La Fiscuteanu și la taică-miu. Și când am fost la înmormântare la Fiscuteanu, am întrebat-o pe soția lui
cum s-a întâmplat și mi-a zis că s-a întâmplat ca în film. Și cum adică ca în film? A ieșit din operație și spunea bancuri, glume, nu știu ce, și s-a întâmplat nenorocirea. Noi am avut o discuție foarte serioasă la filmare și o discuție din asta cu scântei, dacă se poate numi discuție. Eu am ajuns să urlu, să fac ca toate animalele pe acolo, pe platou, din cauza opoziției pe care mi-o făcea Fiscuteanu. Și anume, îi spuneam, omul nu simte că moare, sau omul, dacă vreți, își dorește să trăiască. Omul nu ia în calcul moartea. Sau, nu, el spunea, omul simte că moare și... Pentru că avea un joc foarte... Adică, cumva cerșea milă și am ajuns în ultima instanță, îi spun, bine, e cum vreți dumneavoastră, omul simte că moare și tot ce vreți dumneavoastră. Acest om pe care eu l-am scris, nu simte. Punct. Și cumva s-a întâmplat cum îi ceream eu să facă. Și asta m-a cam speriat. Adică nu era un om care simțea că moare, ci era un om care își dorea foarte mult să trăiască și care iubea viața. De fiecare dată când văd fragmente din film, mă gândesc la el și mă gândesc la taică-mi și mă gândesc cum au murit unul după altul și mă gândesc la secvența de pe culoar de la Spitalul Municipal, unde am spus lui Fiscuteanu și vă ridicați în cot și vă uitați la taică-mi. Și apoi reveniți în poziția orizontală. Vă uitați și vă uitați la taică-mi. Și chestia asta, pe mine lucrurile astea mă cam sperie. Eu nu sunt neapărat superstițios, dar în momentul în care evenimentele se suprapun de maniera asta... Te gândești că... Da, mă gândesc că pur și simplu nimic nu este întâmplător și... De altfel, în momentul în care lucram la scenariu cu Răzvan, îi ziceam, într-o lume creată de Dumnezeu, toate au legătură cu toate. Și îl spune, da, dar într-o lume creată de întâmplare, de hazard, toate au legătură cu toate. E la fel, adică stă în amândouă variantele. Ați văzut pe cineva vreodată murind? Nu. Nu în cinema, în viață? Nu am văzut pe nimeni murind, dar mi s-a întâmplat o chestie. În 97 am fost operat de apendicită. Și era la spitalul de urgență, fine, era aglomerat. Nu știu ce se întâmplase, nu știu ce s-a întâmplat atunci, dar era plin spitalul. Și eu stăteam, mi-au dat un soi de canapea pe culoar până să se libereze un pat. În fine, era așa un flux acolo. Și era un bătrân lângă mine. Și a fost operat înaintea mea și apoi am fost operat eu. Și când m-a adus în salon unde se eliberase și au pus două paturi așa, cap la cap, ne-am atins picioarele. Deci pe mine m-au adus din sala de operație și când m-au așezat pe pat, așa am rămas. Cu picioarele lipite de picioarele bătrânului, care spre dimineață a dispărut de acolo, adică au venit brancardierii și l-au luat pentru că murise. Și eu am stat... Toată noaptea? Tot așa, da. Nu puteam să mă mișc, eram anesteziat. Și cum m-au pus, așa am rămas. Dar nu erați încă cineast? Nu știu ce înseamnă asta. Sau nu debutaserăți încă? Nu făcusem un film. Terminasem școala, eram în 97. Poți să fii cineast fără să fi făcut niciun film? Eu cred că toți suntem cineaști. Da? Da. Nu este așa o vorbă în vânt. Atunci de unde atâta cinema prost în țara asta? Pentru că probabil că și lecturile sunt proaste. Știți, eu mă gândesc că cinemaul s-ar putea să fie, fără ca noi să ne dăm seama, de fapt prima artă. De fiecare dată când citim un text, se nasc imagini. Nu avem în minte cuvinte, ci imagini. Și vizualizăm și montăm și mult înainte ca cinemaul să fi născut. De asta spun, cred că toți suntem cineaști. Acum fiecare își face filmul lui în minte. Unii dintre noi fac efectiv filme. Și unele sunt bune, unele sunt proaste, altele sunt mediocre. Rămăsesem la traseul nostru cu tata, care avea umor. Și atenție, nu a ales să se facă actor. I-a fost frică. Tăi că nici măcar n-a terminat liceul, adică a terminat liceul, nu și-a dat bacalaureatul. De ce? Nu știu. S-a căsătorit cu maică-mea. Maică-mea era anul 2 la filologie la Iași și l-a trimis la București să-și dea bacalaureatul. Și nu mai era niciun semn taică-meu. S-a dus după el și el își cumpărase culori și picta peisaje, munți, chestii, castel, deci prinț. Deci și tata. Da, maică-mea avea talent. Maică-mea ne-a ținut cât un jurnal. Sor-mea are un jurnal, se cheamă Jurnalul Vieții. Eu am un jurnal, frate-mea are un jurnal. Și a mers cam până la vârsta de 10 ani. După aceea, în fine, probleme, chestii, nu știu ce, viața devenea din ce în ce mai grea. O informație utilă pentru cercetătorii viitorului. Există un jurnal ținut de mamă despre dumneavoastră. Da, despre mine, despre frate-mea și despre sor-mea. Și mai mult decât atât. E, cum? Normal. Dar cu fotografii, cu fel de fel de acuarele pe care ea le picta, tot fel de colaje, nu știu ce. Și e ultima însemnare. Cristian a trecut acum în clasa a patra, sau a terminat clasa a patra și iubește foarte mult istoria și desenul.
Da, că ziceți că nu puteați trăi fără asta. Nu puteam. Dar eu constat asta pe Ileana, fetița mea, acum mijlocie, pentru că mai avem o bebelușă. Bravo, n-am știut, felicitări. Aveți trei copii acum? Da, trei fete. Extraordinar, sunteți casa cu trei fete. Eu sunt un om norocos. Am avut foarte multe probleme și știți foarte bine, de tot felul, cu cinematografia română, în cinematografia română, dar eu sunt norocos. Pe mine mă ajută foarte mult Anca. Soția dumneavoastră. Da, casa de producție care a făcut și Aurora și Lăzărescu și este Mandragora. Exact. Iar eu, în casa asta de producție, sunt partener cu Anca. Cu tot aerul noastră special, în sfârșit, insist asupra acestui lucru, deși dumneavoastră vreți atât să fiți normal și cum ați tot zis, pentru că ca toți sunt ceilalți. Normal, pentru că sunt normal. Bun, un normal special. Un normal din bucătăria artiștilor. Așa. De fapt, proveniți dintr-un mediu atât de banal în sensul bun al cuvântului, atât de normal în sensul bun al cuvântului și practic ați crescut fără traume. Nimeni nu crește așa. Prima traumă majoră a existenței dumneavoastră, care a fost? Momentul în care am picat examenul la Tonița. La liceul Tonița. Da. Aveați 14 ani sau câți? Aveam 14 ani și trecusem prin școala asta de artă plastică și toți profesorii mă asigurau că o să intru. Și erați premiul bun. Întâi în fiecare an. Premiul și... întâi? Da, și aveam alte așteptări. Mai aveți desenele? Acum? Da. Nu mai am. De ce? Nu mai am pentru că am picat. Nu, cine a aruncat desenele? Eu le-am aruncat. De ce? Pentru că mai târziu, în 83, l-am cunoscut pe Matei, care a devenit prietenul meu. La ora aia eram aproape, nu știu, ne vedeam oricum în fiecare săptămână. Se stătea departe, stăteam 13 septembrie și stăteam în Ozana. Matei Șerban Sandu, care face pictură în continuare și acum învață pe Ileana. Și Matei era la Tonița, era cu un an mai mic decât mine, este băiatul scriitorului Mircea Ciobanu. Ei, și de fapt intrarea aia în casa lor și intrarea în lumea aia de fapt m-a salvat pe mine foarte mult. Pe mine m-a extras din Ozana aia muncitorească. Nu că n-aveam cărți acasă, aveam cărți acasă, maică mea citea, eu îi vindeam cărțile ei și mi le cumpăram pe ale mele la Ghencea, în Talcioc, pentru că ea avea o mulțime de cărți din astea în colecția Romanul de Dragoste, nu știu ce, și îmi luam pe ale mele, care mă interesau pe mine. Vindeați, știați să vindeți marfa? Nu, sunt eu foarte prost la asta. Și cum făceați totuși? Să scăpați de misterele Parisului? Mă uitam la prețurile celorlalți și ceream și eu la fel, adică dădeam puțin mai jos, așa ca să scap mai repede de ele și mă întorceam fără niciun ban din Ghencea, doar banii de metro. Un leu. Le schimbați cu alte cărți? Păi da, mă întorceam cu gențile pline, da, cărțile mele. E, și atunci când l-am cunoscut pe Matei și când am intrat în lumea asta, a fost, de fapt, momentul care m-a făcut să supraviețuiesc și el mi-a zis, aruncă toate desenele astea. Și eu l-am ascultat. A greșit. Nu știu dacă a greșit. Știți de ce a greșit? După aceea m-am gândit că a greșit. Aruncă-le în pod. Rămâneau ca o curiozitate. Mi-a părut rău apoi că le-am aruncat, pentru că nu mă mai pot raporta la momentul ăla just. Au mai rămas niște... N-a mai rămas nimic aproape. Mătușa mea, Marinela, păstrează un desen, un portret pe care l-am făcut lui tataia atunci. La țară? Nu, tataia era bunicul din București. La Botoșani era Bunelu. Bunelu și bunica, tataia și mamaia. Aveați în București doi în București, bunici. Da. Bunicii după mamă. După taică-mea, care au venit în 46 cu foametea din Moldova. Ei sunt tot din Botoșani. Deci sunteți moldovean, jet da, by jet. Da, moldovean, jet by jet. M-a întrebat pe mine cineva, domnul Pui, de unde sunteți? Din București. Dar părinții din Moldova. De unde din Moldova? Din Botoșani. A, păi sunteți bucovinean. Nu, sunt moldovean, nu bucovinean. Ca să-și explice cumva că, sigur, influența austriacă, sau nu știu ce prostii. Știți cum e. Mai toată lumea se reclamă, cumva caută prin trecut, prin memorie, prin arborele genealogic, rude, prin Ardeal și prin Bucovina. Adică... Dumneavoastră vă reclamați ca narghezii, cum e din graiul lor cu îndemnuri pentru vite. Eu am, nu știu ce... Ivit, cuvinte potrivite Ivit. Și laudă urmașilor. Așa. Deci dumneavoastră... Și frământate mii de săptămâni le-am schimbat în muguri și coroane pe care la bără. O știam până afară. Mi-a plăcut arghezii foarte mult. Bun, deci dumneavoastră vă reclamați. Vă trageți, de vă raportați exact. La ce? La Moldova profundă, la ce? Erau țărani cu animale, cu pământ, adică erau țărani. Bunica mea, Bunelu, a avut așa o poveste foarte stranie, pentru că a luptat pe frontul de est și s-a întors, a căzut prizonier și l-au trimis acasă și s-a întors către casă. La un moment dat, într-un sat pe undeva prin Ucraina, a găsit o mașină de cusut și a luat-o, a pus-o în raniță. O mașină de cusut, era grea. Era grea o mașină de cusut și a cărat-o în 6 km, se ducă lui bunica. Și a cărat-o, și a cărat-o, și a cărat-o și puțin aproape de casă a lăsat-o, că nu mai putut. Dar a plimbat-o multă vreme. Și marea foamete din Moldova? Pe ei nu i-a adus la București. Nu.
Dar pe părinții lui taică-miu, da. S-au suit pe tren și au venit la București. Unde ce-au făcut? Tata era, acum e o mică controversă cu fratele meu, că eu știam că a fost portar la Rapsodia Română, fratele meu spune că a fost pompier la Rapsodia Română, tind să-i dau lui Crezare. Bine, portar, pompier, oricum. Da. Mă rog, nu contează nici Rapsodia, contează Rapsodia faptul că a reușit să se lipească undeva și să câștige o pâine. Da, și mamaia a fost garderobieră la Biblioteca Academiei. Și stăteau pe Calea Victoriei, cu chirie, până când au primit un bloc pe Giurgiului și pe cea s-au mutat în Berceni. Așa că noi am crescut în Berceni, în Balta Albă și la Botoșani. Și din când în când la mare. N-aveam bani ca să mergem la mare. Vacanța la mare, de fapt, mergeam la Techirghiol, când aveau bani ai mei și stăteam... În gazdă. Nu, la niște vile. Vila București, ții minte, acum Vila București și Vila Tecuci. Într-un an la Vila București, într-un an la Vila Tecuci, cu Igrasie și cu toate. Și stăteam toți într-o cameră. Era foarte... Dar nu aveau bani, adică noi am crescut în chestia asta, nu ni s-a spus de când eram mici. Băi, învățământul și sănătatea sunt cele mai mici salarii. Noi nu putem. Am crescut cu ceai cu pâine, am crescut cu cratiță din aia așa imensă, cu... Sarmale. Sarmale astea mai de sărbători. Da, ori fasole, ori tocăniță, ori varză, păi da, eram până aici. Eu când am ajuns în armată, parcă m-am întors acasă. În termen de bucătărie, nu, sigur, mult mai prost făcut. Ați făcut armata lungă, pentru că nu erați intrat la facultate? N-am intrat la facultate, aveam dosar prost. Mătușa mea, sora lui taică-miu, era în Anglia din 72. Am avut un dosar foarte prost și am plecat direct la Diribau, adică la munci. Am făcut 3 luni perioada asta. Te instruiesc să-ți arată cum să tragi cu pușca, să arunci grenada și mai departe. Și apoi la munci. Dar am avut un șef de stat major acolo, la Basarabi, în Constanța, în județul Constanța, actualul Murfatlar. Domnul Maior Fratu. Mie mi-a plăcut așa de mult de el. Eu m-am îmbolnăvit când am ajuns în armată, dar mi-a plăcut atât de mult de el. De ce v-ați îmbolnăvit? M-am îmbolnăvit de rău, ce mi-era. Am nimerit într-o lume cu totul și totul străină. Dar m-am îmbolnăvit. Într-o lună am pierdut 12 kg. O depresie? Da, era ceva nervos? Da. Ceva nervos, pentru că apoi gata, m-am adaptat. V-au lăsat acasă atunci, în permisie? Nu. Nici o clipă. Nu, am stat zăcul la pat. Kieslowski povestește că n-a suportat armata și a obținut un certificat medical, o afecțiune psihică și a fost scutit. Da, el a fost mai norocos. Eu n-am fost așa de norocos, eu aveam și ulcer. Eu când am plecat în armata aveam ulcer. Dar era 89. Ați urât pe cineva până în 89 cu toată ființa forța mea? Da. Da, am urât pe cineva foarte tare. Și am zis că dacă vine vreo revoluție sau un război, eu mă duc și îl omor, îl ucid, nu știu ce. Pe cine? Nu vreau să spun. Nu, mi-e jenă acum. Pe Ceaușescu? Nu. Nu, Ceaușescu așa o abstracțiune. Ceaușescu era o abstracțiune. Balta Albă, Ceaușescu nu există. Eu chiuleam de la școală, mă duceam la școală, stăteam acasă și citeam. Eu n-am avut treabă cu politica. Taică mi-a ascultat Europa Liberă, nu mă interesa. Nea Stelică de la etajul 3 era surd și asculta foarte tare Europa Liberă, că nu auzea. Și noi stăteam în fața blocului și auzeam Europa Liberă și trecea patrula, nimeni nu avea nicio reacție. N-avea treabă cu Ceaușescu, avea treabă cu Rousseau Vameșul. Mă gândesc la un album de pictură. Nu, cu cine? Nu. Aveați treabă cu cine? Altele erau modelele mele. Dintre erau impresioniști, bineînțeles. Mă rog, lucrurile s-au schimbat și am trecut prin foarte multe faze. Dar cine era? Nu vreau cu nume. Acum, măcar la ora spuneți-mi asta, categoria atunci... în care ați încadra omul pe care îl urați. Era bărbat sau femeie? Era profesor la școală, la liceu. Deci n-ați intrat la liceu Tonița? Exact. S-a prăbușit cerul pe capul dumneavoastră. Da, s-a prăbușit. Și singura vorbă pe care am auzit-o și ceea ce m-a salvat, de fapt, adică am fost să depășesc acest prag, a fost maică-mea, mi-a zis, lasă că tu știi că, cum se spune, tot rău e înspre bine. Asta mi-a dat puțin așa de gândit, dar nu atunci, pe moment. Pe moment eram praf. Știți ce se întâmplă? Eu eram bun la fotbal, și eu și fratele meu. Și jucam fotbal, blocul nostru, nu știu ce, cu alte blocuri. Ce era, sportar sau centru înaintaș? Eram conducător de joc. Habar n-am. Habar n-am e altceva decât conducător de joc. Sunt opuși. Nu știu ce să zic. Adică eu eram ăla care făcea echipa. Îmi plăcea atât de mult Antonioni, fotbalistul Giancarlo Antonioni de la Fiorentina, încât mi-am făcut un tricou. Mi-am și scris Squadra Azzurra, nou, aveam... Și îmi ziceau Antonioni când jucam fotbal. Dar ei știau că eu mă pregătesc pentru Tonița. Dar și nu pentru că... regie de film. Nu. E înduioșător că prima poreclă a fost Antonioni. Antonioni, nu cineastul, Antonioni fotbalistul. Da. Se scrie altfel. Antognonin. În fine, în vremea aia TVR-ul difuza un serial, Gauguin, Viața lui Gauguin. Ăștia din fața blocului știau că dau la Tonița. Mi-au lipit și porecla asta. În clasă,
mai mult decât în fața blocului, eu aveam această poreclă. Gauguin. Și Gauguin a picat la Tonița. Pentru mine, nu ratarea efectivă. Toată lumea spunea că am fost primul sub linie. Și eu am fost primul sub linie, dar e irrelevant. Politica liceului Tonița în vremea aia era să-și păstreze elevii, pentru că aveau și școală bine, generală. Bine, da. Primul sub linie e neșansă. Nu. Știți de ce nu cred chestia asta? Pentru că a picat și Brânaș Adrian, colegul meu, cu o notă mai mică decât mine. Iar el, cel puțin pe desen, era mai bun decât mine. Și da. Cum v-ați ridicat? Cum am scos eu obrazul în lume, acest Gauguin care ratează? Cum? Greu, a fost greu. A fost foarte greu. Și de ce n-ați mers după aceea la un liceu teoretic? Cum era ați ajuns la liceul industrial de chimie? Pentru că era cel mai apropiat liceu de casă. N-ați avut curajul să mai mergeți la un liceu teoretic? Dar nu puteam să merg la un liceu teoretic. De ce? Pentru că nu eram pregătit pentru nimic. Eu în tot intervalul ăsta desenam, pictam, citeam biografii, monografii, chestii. Eu numai asta vedeam. Oamenii care mă cunosc de aproape știu că așa funcționez. Era o preocupare foarte serioasă. Da. Eu nu aveam minte pentru altceva. Nu mă puteam concentra la școală. Notele s-au dus așa progresiv în jos. Singurele lucruri care mă interesau erau geometria, pentru că știam că e importantă pentru ceea ce fac, pentru ceea ce urmează să fac, adică pictură, modelaj sau sculptură, pentru că sculptură mi-aș plăcut să fac, pentru că modelul era Michelangelo. Din ce? Din Irving Stone, Agonie și extaz, o carte de trei castane, dar care pe mine m-a influențat atunci când eram Bun. În școală. Și ce face Gauguin la liceul de chimie? Păi ce face? Învață matematică și fizică ca să nu se mai întâlnească cu această ratare. Și ce specialitate avea profesorul care v-a umilit? Era director, era profesor de rusă. Cei care reușeau treapta a doua și am reușit-o de frică, am învățat, mă rog, nu puteau să ne pună ai mei meditator, am stat acasă și am învățat cu un prieten matematică și fizică și asta și am luat treapta a doua al șaptelea. A fost o reușită, n-aveam nicio treabă cu disciplinele astea. Am avut șansa unor profesori buni însă, mai ales la fizică, domnul Zamfir. Apoi, imediat după treapta a doua, pac, toți aia care au luat treapta, la canal. Era o intervenție, o chestie, o mutare făcută de regimul comunist. Eu n-am înțeles de ce. La canal, adică la o practică de producție. 3 luni la canal, la canalul Dunăre Marea Neagră. Nu e nicio practică, este muncit pe gratis pentru statul comunist. Asta a fost. Eu mă pregăteam cu Liviu Alexandroiu, colegul meu de bancă, și a doua zi urma să mergem la vizita medicală și tec mi-a zis, dacă te duci, nu mai ești copilul meu, nu știu, o chestie de genul ăsta. Tata nu v-a lăsat să mergeți. Da, m-a internat la el la spital și am stat 10 zile într-un salon de oameni foarte bolnavi și mi-a zis că am colică renală dreaptă, a inventat o boală pentru a obține hârtia care să mă, de fapt, scape. Să mă scape de canal. Și atunci am petrecut aceste 3 luni de zile cu fetele din clasă, cu Gigi Bealcu și Costică Bealcu, care jucau fotbal la Progresul atunci. Și care ce aveau tot colică renală? Jucau fotbal la Progresul, erau fotbaliști. Da. Și cu încă 2 colegi care erau chiar bolnavi pe bune, adică aveau bolnavi. Da. Nu erau apți pentru munca aia. Iar acest domn director m-a măturat cu mine pe jos în anul următor. Și atunci au început chestionările, că trimitea securitatea, când lucrează taie, că se leagă, n-ai fost la canal, da, pe tu, că nu știu ce. Era și secretar de partid, era... Și am măturat cu mine pe jos, am plâns, adică mă plângeam, adică, pentru că mă amenința și erau chestia asta cu vă ba la pușcărie, bă, vine securitatea, bă, vin trimis securitatea. Era bolnav psihic? Nu era bolnav psihic, eram în, pur și simplu, în anul 1984. Tocmai oamenii atunci erau ocupați să mai stea la o coadă, să meargă să-și mai ridice alimentele pe cartelă. Da. Era perioada crepusculară, nu? Intra în sala de curs cu o portavoce și vorbea prin portavoce cu noi. Parcă e croaziera lui Daneliuc. Foarte mult seamănă, da. Doamne ferește. Așa e. Practic, din cauza lui ați făcut liceu timp de 7 ani? Nu, din cauza lui, din cauza mea. A fost decizia mea. Am mers cu liceu până în clasa a 12-a și am zis, băi, nu se poate. Deci nu ce clasă ați repetat la nesfârșit? A 12-a. De câte ori? Am repetat-o de 2 ori, plus a 13-a, pentru că nu mai puteam. Am repetat o dată, am fost exmatriculat și am ajuns a 12-a, a 3-a oară la seral, plus a 13-a, că la seral se făcea și a 13-a. Nu se poate. Ați făcut 13 clase. Mai mult, pentru că le-am dublat pe asta. În loc de 4 ani de liceu, am făcut 7 ani de liceu, plus aia 8, am făcut 15 ani în România. La dumneavoastră, cântecul an de liceu are cu totul alte conotații. Nu, e mai potrivit Bacovia cu liceu Cimitir al tinereții mele. Nu mă duceam la școală, stăteam acasă și citeam și luam și cărți cu mine la școală și în timpul orelor de automatizări în industria chimică, rezistența materialelor, organe de mașini, erau niște materii, desen tehnic. Cu care Gauguin n-avea nimic comun? Nu mă interesa, citeam.
Și la un moment dat, țin minte că a venit profesoara, doamna de automatizare în industria chimică, care m-a și lăsat repetent, și mi-a spus așa, ia ce zic, ia uitați ce citește puiul. Război și pace. Nu, era târfa cu respect, Sartre. Și a picat toată clasa, a râs, adică târfa cu respect, adică ce înseamnă? Citeați teatru. Nu, citeam autorii care mă interesau. E vorba între noi, o piesă destul de plicticoasă. Da, a fost un moment Sartre. E bună scena. Dar ea era mișto, profesoara. Adică? Din ce punct de vedere? Era o femeie frumoasă. Adică îmi plăcea mie de ea ca femeie. Și n-am luat-o chiar așa, adică a fost... A picat pe moale, cumva. Adică m-a făcut puțin de râs, dar era o femeie frumoasă. Adică a meritat, cumva. Și directorului cu portavoce, profesorul de rusă, îi era ciudă că așa un băiat s-a dus la canal. Eu eram înconjurat, practic, de profesori, de directorul mare. El m-a terfeit, a dat cu mine de pământ în fața lor. El trebuia să arate, domnule, eu sunt comunist. Dar el era sigur că era nu erați bolnav cu foarte adevărat? Sigur era. El era sigur că sunteți un om sănătos? Foarte sigur, sigur că da. Care a chiulit. Și da, care pentru asta meritați orice. Trebuia să aducă, să trimită securitatea. Amenința că o trimite unde? La noi. Acasă? Și să-l bagă pe taică în pușcărie. De asta am plâns, de asta asta a fost. Și am zis, da, îl omor pe ăsta. Am zis, o să-l omor. Normal că... Nu l-ați mai omorât. L-ați omorât, știți unde l-ați omorât? În Aurora. Nu. No. Nu e așa simplu. Dar părinții dumneavoastră, ce spuneau văzând Dita mai băiatul că stă 7 ani ca să-și termine un liceu și că ajunge în clasa 13-a și că ajunge la Seral? Nu i-a apucat nebunia? Ba, probabil că i-a apucat nebunia, dar cred că toată nebunia asta era compensată de un alt fapt, de un lucru cât se poate de concret, și anume că nu făceam trăznăi, adică nu erau droguri atunci, nu mă îmbătam, nu furam, nu dădeam în cap. Steam acasă și citeam. Eu era mai degrabă o ciudățenie. Adică era o problemă. În fine, că veniți nu la vorba mea. Păi, da, pentru ei. Dar eu nu eram... Nu, eu nu spun că sunt ciudat. Dar oamenii din afară poate să spună, domne, o ciudățenie. Ăsta nu se duce la liceu, stă acasă și citește. Și citește. Și nu citește, adică nu urmărește cumva să devină un om de nădejde al țării, să se informeze în legătură cu mecanică, electronică, nu știu. Nu, eu citeam literatură. Nu vă trecea prin cap să deveniți scriitor. Am și scris, cum să nu? Dar sunt toate tentațiile vârstei la care și eu am sucombat. Încă nu erați intrat în bucătăria artiștilor? Citeați literatura și ca pe un drog? Nu, niciodată. O evaziune din realitate? O citeam cu curiozitate și o devoram. În același timp mă pregăteam pentru istorie-filozofie. Am fost olimpic la istorie în școala generală, dintre disciplinele pe care m-am atașat a fost asta. Și povestea aia din jurnalul maică-mi este justă. Cristi a terminat clasa 4 și iubește mult istoria și desenul, e pe bune. Aveți ceva de... Nu știu, poate greșesc cu această apropiere. Bunavestirea lui Breban, adică știți care ar fi fost riscul, cum îmi descrieți viața de atunci, să fi devenit ceea ce se cheamă un splendid autodidact și un desăvârșit ratat. Da, eu în foarte mare măsură sunt autodidact. Sunteți un autodidact, dar nu ratat, pentru că ați făcut și faceți ceva. Da, nu știu ce să zic despre chestia asta, e întotdeauna discutabil, dar... Cert este că nu am lipsit de la școală, nu am chiulit de la școală ca să... Pentru că habar n-am, aveam... Să fugiți de acasă. Să fug de acasă și să mă... Dumneavoastră fugeați în casă. Eu stăteam acasă, dar mă trezeam dimineața, ei mei plecau la servici, ei ieșeau de pe ușă, eu mă întorceam la mine în pat. Era frig. Țineți minte cum era sub comunism? Frig. Și aș trăinut-o la jilav. Și țin minte și acum, și îmi făceam un ceai și mă întorceam în cameră și citeam. Și asta făceam. Asta făceam. Apoi târziu apăreau și prietenii și casa ea se umplea de prieteni. Și discutam despre fel de chestii, ascultam muzică. Bineînțeles că era exact momentul în care ascultam heavy metal. Iar povestea asta cu literatura, bineînțeles că vine și pe filiera asta. Am cunoscut pe Matei. I-ați dat lui Mircea Ciobanu să citească vreodată ce a scris? Nu. N-ați îndrăznit, n-ați ajuns în stadiu. Nu, noi nu puteam. Mă uitam la el așa, ca la Sfintele Moaște. Nu, după ce a trecut timp, a venit Revoluția, Revoluția m-a prins în armată, în București. Ați tras? N-am tras, că eram la munci, ne munceam în centru civic. Nu v-au scos pe stradă în 89, în decembrie, nu, pe stradă? Nu aveam arme, noi eram cu târnăcop, alte chestii. N-aveați arme? Păi dacă am făcut la munci, am făcut cu pușcăria și armata. Oameni cu pușcărie, oameni cu școală de corecție, oameni cu dosar prost ca mine. Vorba mamei, în tot rău și un bine, noroc cu dumneavoastră.
Ați fi preferat să fiți în trupele care au fost duse la otopeni? Nu, sau? Normal că nu. În plus m-am fofilat în armată, adică m-am orientat, cum se spune, ca orice bucureștean adevărat, m-am orientat și eu. Mi-au zis ăștia din cartier, băi, când ajungi în armată, spui că ești pictor. Și am zis, bă, dar nu sunt pictor. Nu contează, băi, nu se pricepe. Spui că ești pictor dacă vrei să ai viață ușoară. Și am zis, sunt pictor. Și n-a fost viața chiar așa de ușoară, dar a fost mult mai ușoară decât a celorlalți. Primeam, domne, trebuie să scrii chestia asta pe asta și aici se poate pictezi un tractoraș, aici poate se vadă câmpul ogor și asta făceam. Erau tot felul de mici panouri sau mari panouri care trebuiau atârnate în cazarmă să vadă lumea cum merge producția la hectar și chestii din astea. Ce senzație de alienare cred că ați avut, nu? Nu, pentru că acolo în spațiul ăla unde scriam, eu făceam, confecționam lucrurile astea, bine, într-o baracă. Acolo am și îmbolnăvit și am intrat în spital chiar în 21 decembrie. De data asta cu adevărat bolnav. Cu adevărat, da. Și stăteam de vreo cu doamna bibliotecară, din când în când, dar îmi dădea cărți și citeam. Și puteam să fac chestia asta. Eu eram privilegiat, în vreme ce ceilalți se duceau la muncă, în continuare. Se întâmpla cam după Revelion, după Revelion 89-90 acolo. Și vine ăsta, transmisionistul unității, Răzvan, și zice, pictore, dacă i-a dus toale major, 4 pachete de BT, îți dă certificat de erou în Revoluție. Eu visam la atelier de atunci. Adică visați să aveți un atelier. Da. Să am casa mea, să am atelier. Și am zis, mamă, și am zis, băi, nu-ți dai seama, ce înseamnă? Ce, nu-ți dai seama, că poți să-ți iei casă, o să, nu știu ce. El știa niște chestii. Și am dat telefonul lui frate, mi-a venit frate cu 4 pachete de BT, i le-am dat și am primit acel certificat pe care l-am și acum. După ce s-a terminat armata, după ce am plecat, ne-au lăsat la Vatră pe 5 februarie, ce am întâlnit afară era atât de oribil. Apoi, a doua zi, pe 5, așa, și pe 6 am fost la PNC cu un prieten de-al meu și tot. Și dintr-o dată lucrurile au luat o raznă, nu mai înțelegeam nimic. Nu m-am dus să-mi iau diplomă de erou în Revoluție, mi-a crăpat obrazul de rușine. Și când povesteam despre, acum nu mai, a trecut timpul, m-am relaxat. Dar atunci pe mine era rușine să spun, băi, eu am dat... Dar tot n-aveți atelier. N-am atelier, dar nu mi-am luat certificatul. Am păstrat chestia asta ca document, așa. Pentru că pe patru pachetele BT eu am fost erou. Eu n-am ieșit o zi din cazarmă. Nici nu aveau armă pentru mine. M-am uitat la televizor și scrie acolo că sunt erou. Dar lucrurile astea erau posibile erou atunci. Erou al Revoluției. Erau posibile atunci, sunt posibile și azi, tipul ăsta de falsificare. Nu există asociația revoluționarilor cu certificat, dar care n-au fost revoluționari. Da. Dar știți ce s-a întâmplat? Eu nu m-am mai văzut cu colegii de armată, dar undeva prin 2002-2003, pe la Unirea, pe acolo, dacă mai țineți minte, de mărțișori, erau tot felul de tarabe și vindeau ăștia fel de lucruri. Nu mai știu acum. Dar atunci mergeam pe acolo, nu știu cum. Acum unde locuiți, paranteză? Acum Eminescu, cu Polonă. Deci iată, da. Ați reușit să aveți ceea ce se chema casa dumneavoastră. Nu, o să reușesc când o să terminăm toate doar ratele la bancă. Nu aveți. Nu, să terminăm ratele la bancă și atunci o să zic, da, am reușit. Acum lucrurile sunt oarecum... Ei, sunteți pe niște șine bune din punctul ăsta de vedere. Dumnezeu. În fine, ce vreau să spun este că prin 2002-2003, mă nimeresc pe acolo și la una dintre tarabele astea era Răzvan, transmisionistul ăsta care mi-a vândut pontul, că și el își luase certificat și vindea niște din astea parfumuri, din astea contrafăcute. Paco Rabanne, mi-a luat în cap. Și nu i-ați luat un parfum. Și am zis, ce faci, bă, ce faci, pictore, nu știu ce, cum... Și îmi stătea asta și l-am întrebat. Asta a fost prima chestie. Mi-am dorit să-l întâlnesc și nu l-am întâlnit. Și am zis, băi, ce ai făcut cu certificatul? Te-ai dus și ți-ai luat diploma de erou? Și l-am zis, nu. Cum nu te-ai dus? Băi, n-am putut. Și așa de mult m-am bucurat. Așa de mult m-am bucurat. Și el stătea acolo pârlit și vindea niște parfumuri contrafăcute. Și nu s-a dus. S-ar fi putut duce. Normal, da. Dar nu s-a dus. Și m-am bucurat că n-am fost eu tâmpit. Pentru că putea părea așa de afară că sunt tot felul de ăștia, de băieți din cartier care îmi spuneau, bă, dar ce prost ești, bă, dar nu te-ai dus, bă, dacă eram în locul tău, mamă, uite, acum se dau terenuri, nu plătești impozit și alte chestii. Cum să te duci? La noi în bloc stătea un băiat, Florin, Manea Florin, care avea o colecție foarte mare de timbre, cu 4 ani mai mare decât mine, și a murit, a fost împușcat în cap în prima zi, în a doua zi a Revoluției. Și tu te duci cu certificatul ca Milo, ca... Cum? Ăla era mincinosul cartierului, făceam toți mișto de el. Și mințea, dar mințea așa dimensiuni. Adică erau fabula. Manea Florin. Da. Și noi aveau o poreclă, talentul. Așa ziceam, talentul. Și ăla a murit în primele zile a Revoluției. A ieșit pe stradă. Acolo, acolo la baricadă. Acolo unde...
La universitate? La universitate, acolo unde s-a tras prima dată. Talentul era un frumos nebun? Era familie dezbinată, nu știu. Avea o colecție de timbre, avea niște clasoare imense, avea niște timbre fabuloase. Și apoi ele s-au întâmplat. Cum vi s-a părut hidos să vă luați o diplomă? E incalificabil, adică nu există, nu poate fi. Mi s-a părut că e, nici nu. Am zis nu, punct, gata, am uitat. O păstrez așa, ca amintire, 4 pachete de BT pentru titlul de erou, pa mal. Da. Și uite așa să afle colegii de armată că pictorul a devenit cineast. Spre surpriza generală, cred că și a lui însuși. Mama n-a rămas trăznită când a auzit că ați comutat spre cinema? Se obișnuiseră, pentru că am dat la prima dată examen la bijuterie. În Elveția? Da. Dar de ce ați plecat din București? Așa s-a de ce n-ați încercat lucrurile niciodată în am București? Am încercat. La ce? La Academie. La teatru? La Academie, nu, la pictură. La pictură. La... Și ați picat? Da. Cu succes? Da, primul sublistă? Nu, nu mai știu. Dar ce noroc, dacă ați fi intrat, n-ați fi devenit regizor niciodată. Probabil, dar la Tonița am picat pe nedrept. Și din coace ați picat pe drept. După 7 ani de liceu de chimie și de nemuncă, pentru că n-ați mai muncit ba în aceștia 7 ani. M-am întors. Când l-am cunoscut pe Matei, de asta spun, Matei a fost foarte important. Matei mi-a spus, acum te apuci, aruncă alea, ia-o de la început. Și am luat-o de la început. Și el m-a urmărit în drumul ăsta și eu m-am reîntors la pictură grație lui. Dacă el n-ar fi fost, el m-a invitat să mergem să facem expoziția în Elveția, în 90, când a apărut deschiderea asta după Revoluție. N-am crezut o iotă din ce-mi povestește. Și el m-a luat împreună cu noi, au fost încă alți prieteni de-ai noștri care erau studenți. Câte la tablouri arte ați dus în Elveția? 3. Trei. Și niște desene. Și am vândut 2 tablouri? Da. Au fost primele tablouri vândute. Da. Și bine? Păi bine, pentru un român care vine din Europa de Est, știu că aveam un autoportret cu 3 mâini și l-am vândut cu 1200 de franci elvețieni. Foarte bine, pentru acele vremuri părea o sumă astronomică, da, nu? Apropo de El Greco, pentru că era foarte mult în filiație. Se chema autoportret? Autoportret cu 3 mâini. Semăna cu dumneavoastră? Nu, că sunt portrete care nu se autoportrete care nu seamănă. Seamănă, toate seamănă. Culoarea dominantă în pictura dumneavoastră care e? Este galben, verde, stins, ocru, stins cu negru, stins și foarte, foarte deschis. Acum e greu să spun, pentru că ultima dată când am pictat a fost în imediat după ce mi-a dat Pintilie banii ca să termin Marfa și banii. A fost ultimul tablou pe care l-am făcut. Bun, și ați ajuns în Elveția la expoziție și nu v-ați mai lăsat dus de acolo. Parcursul meu este foarte accidentat. Și în parcursul ăsta al meu accidentat, eu am fost căsătorit în Elveția. Și, ah, da? N-am și prima mea soție m-a ajutat să fac drumul ăsta. Ce meserie făcea? Ea era galeristă. Elvețiancă? Franțuzoaică. Și cât a durat mariajul? A durat, de facto, pe hârtie, 4 ani. Copii n-ați avut? Altfel, 2 ani, nu. Era mai mare decât dumneavoastră? Da. Cu cât? Cu 19 ani. Oh, ce experiență! Ce experiență! Interesantă! Puteți scrie un roman despre asta? Nu sau cred. Face un film? Nu cred. Înțeleg că e o femeie care îi datorați enorm în formația dumneavoastră. Sigur. V-a văzut filmele? Sau vă urăște? Nu cred că mă urăște. De fiecare dată când am fost la Cannes, am trecut cumva prin Elveția, mai devreme sau mai aproape de Cannes, sau mai făcut sunetul prin Franța, în Elveția, subtitrarea în Franța. Deci zona aia cumva... Și ați mai văzut-o? Da, și n-am mai întâlnit așa. Este un moment din existența mea, este un moment care m-a încărcat foarte tare. Poate că așa trebuia să stea lucrurile, trebuia să fac acest ocol, acest detur, habar n-am. Și ce a ieșit din povestea asta? Ați avut cetățenie elvețiană? N-am vrut să iau cetățenie elvețiană, n-am vrut să iau cetățenie franceză. Iar și profesor, ăștia prietenii spuneau, bă, ce prost e și cetățenie franceză, ca și putut să o iau. Aia elvețiană e mai greu de luat. Dar la întoarcere în țară am ținut să fac acest film despre compromis care este Marfa și banii. Pentru că toată povestea elvețiană, de fapt, este asta. Eu așa am înregistrat-o ca pe un mare compromis pe care l-am făcut față de mine însumi și față de oamenii. Ați iubit? Ați intrat într-un mariaj în care nu iubeați? A fost o poveste de compromis? A fost o poveste amestecată. Și în mare măsură, da. Un foarte mare compromis. Dar când? Vă amintiți momentul în care ați hotărât să deveniți cineast? Am dat examen la bijuterie, după aceea am dat examen la pictură, am făcut un an de pictură și am dat examen la film, pentru că nu mai aveam nimic de învățat. Nu pentru că le știam pe toate, ci pentru că de la un anumit moment încolo înveți făcând, lucrând în atelier.
nu în școală. Și am zis așa, stau în școala asta, vreau să învăț ceva. Și am zis, învăț film. Și de curiozitate m-am dus acolo. Îmi plăcea așa ideea. Dar nu știam foarte multe despre. Și atunci a urmat o lungă perioadă în care, exact cum v-am spus, când intru într-o chestie, mă duc până scot untul din ea. Stăteam și vedeam câte șase filme pe zi. Am văzut, erau zile, dar nu sufeream din asta. Nu, vă plăcea. Foarte mult, da. Și vedeam, dar mă interesa să înțeleg ce se întâmplă, care e mecanica chestiei. Examenul de diplomă a fost un documentar, iar cantonul, Geneva, acordă niște premii celor mai bune lucrări din școlile de artă. Și am luat un premiu că devreau vreo $3,000. Și cu ce bani mai aveam eu adunați? Aveam $7,000, am cumpărat o garsonieră în Rahova ca să-mi fac atelier. Și când m-am întors în Elveția, eu m-am apucat să pictez. Asta a fost atelierul și progresiv așa, din 96 până în 99, lucrând la Antena 1, Dana Deac m-a ajutat iarăși foarte mult. Și ce făceați acolo? I-am zis și Danei atunci, apoi ce fac eu aici? Și lasă, tu trebuie să le spui ce e bine, ce nu e bine, să ne ajuți aici. Ea e un fel de supervisor. Era, vine tam prezent, cum se cheamă? Prezentul simplu. Prima slujbă în România. Nu, prima a fost într-o firmă de publicitate, în fine. Nu v-a mers nici asta, vedeți? Nu. Ați fi putut fi chibițul perfect. Serios, ați fi putut să nu faceți niciodată nimica, până la urmă, ascultându-vă povestea neromanțată a vieții dumneavoastră, îmi dau seama că, printr-un miracol, ați reușit să faceți cinema. Într-o lume în care, totuși, atât de greu ajungi să faci un film. Cred că și vaccinul are un sens. Adică, probabil că am fost vaccinat la suma de eșecuri, șuturi și palme pe care le-am încasat de-a lungul existenței, probabil că cumva am început să fac film călit fiind și capabil să mai înghit multe. Pentru că e foarte greu să faci film în România. Exact. Mediul ăsta este ultra toxic. Exact. Dovadă că și după ce ați luat cu moartea domnului Lăzărescu, nu, după ce ați luat niște premii cu Marfa și Banii. Nu, după ce am luat cu scurtmetrajul Ursul de Aur la Berlin, am depus proiectul Moartea domnului Lăzărescu și n-am luat. Deci în această cinematografie a noastră, că e a noastră, nu e altora, sigur. Dumneavoastră, după ce ați luat un premiu important, ați depus un scenariu și ați picat. Mi s-a părut atunci culmea. Dar asta s-a repetat, pentru că în 2006 iarăși am depus un proiect de dezvoltare și nu mi-au dat. Și atunci am renunțat la banii de la CNC. Am crezut altceva atunci. Am crezut că există un fel de solidaritate reală, ascunsă bine, dar că ea există și am crezut că oamenii mă vor sprijini, cei din câțiva m-au sprijinit, alții nu m-au sprijinit. Ce, solidaritate de generație sau ce? De breaslă, pur și simplu. Da. Păi și alții care concurau cu dumneavoastră și-au luat pe câteva locuri, nu pot să ia toți, e ca la examenul de admitere. Problema, cine face o selecție și cine rămâne pe din afară, asta e marea problemă. Oricâtă vreme un om care ia un urs de aur, care dovedește că are valoare de circulație în lume și care face filme bune, câtă vreme un asemenea om nu câștigă un concurs de scenarii, pentru că scenariul nu era prost, dovadă că atunci când s-a făcut Moartea domnului Lăzărescu a devenit un film foarte bun. Înseamnă că sistemul nu funcționează bine, nu? E viciat profund, organismul e bolnav. Asta o spun, asta am spus întotdeauna, dar m-am mai oprit așa, acum, să mai tot spun asta, mă repet la nesfârșit. Este viciat, este bolnav, dar nu este mai bolnavă cinematografia decât toate celelalte domenii ale vieții noastre, habar n-am. Nu e mai bolnavă cinematografia decât agricultura, decât învățământul, sănătatea. Uitați-vă ce se întâmplă. Ei, nu, pariul cu agricultura a fost câștigat de secole, nu? Și pariul cu cinematografia a fost și el câștigat. Vedeți, cum să spun, triumfalismul din ziare, când se mai ia câte un premiu în străinătate, toate... E jenant asta. Și pe ce? Pe lipsa unei industrii cinematografice adevărate și pe o sumă de accidente fericite, că nu putem vorbi de o strategie și de o coerență și de o direcție. Da, și sunt multe probleme. Uitați-vă ce se întâmplă cu arhiva de filme. De ani de zile, acolo nu se bagă bani, filmele se depreciază, nu? Sunt extrem de sensibile, nu? Aveți impresia că există la noi o industrie cinematografică? Asta nu cred că este o chestie care să țină de impresie. Eu cred că absolut orice om lucid și cu scaunul la cap vede că nu există o industrie și asta e una la mână. Și a doua, absolut orice om cu scaunul la cap și lucid realizează ridicolul în care această pseudo-industrie se pune atunci când se inventează premii ca să glorifice puținul pe care îl facem. Mi se pare că suntem pe drumul greșit atunci când vorbim despre premiile industriei
Românești de film. Adică pe spatele talentului unor oameni, pe spatele suferinței unor oameni, pe spatele imaginației unor oameni de a face ceva, construim ce? O retorică triumfalistă care nu are nicio legătură cu realitatea. Nu are. Și suntem, și iarăși ne aflăm în situația de a fi pus căruța înaintea boilor. Asta se întâmplă, de fapt. Filmul, industria de filme, trebuie să existe, că se cheamă industrie, că se cheamă oricum, dar trebuie să facem filme multe, multe, pentru a putea vorbi despre cinematografia română, iar propunerile autorilor trebuie să fie cât se poate de diferite, autorii să-și găsească identitatea, să-și definească identitatea și să propună pe bune viziunea lor despre film și despre film, viață, etc. Și atunci vom putea spune, uite, avem o cinematografie în interiorul căreia avem tendințe de 7 feluri. Dar nu există asta. Nu există. Vi se pare că lipsesc la ora asta mai mult banii sau lipsește mai mult strategia autentică? Aici am un răspuns foarte bun. Lipsește curajul. De a? Curajul de a spune ce ești. Din cauza asta, recursul la formule folosite. Din cauza asta, recursul la... La cine vă referiți? Că există poate tineri cineaști azi care ar avea curajul să spună. Nu, eu vorbesc despre filmele care sunt la vedere. Cu siguranță există și, cum spuneți, tineri cineaști. Eu am foarte mare încredere în cei ce vor veni. Astăzi, dacă ar veni un Cristi Puiu care ar vrea să debuteze, ar debuta mai ușor sau mai greu decât Cristi Puiu din 2001, care a debutat cu Marfa și Banii? Iată ce traseu ați parcurs între Marfa și Banii și Aurora. Recunoașteți că e un drum imens? Da, mai ales drumul pe care l-am făcut prin viață. Adică filmele, nu știu cât nu mă gândeam reprezintă. Deloc la viață. Nu, dacă mă gândeam stilistic și mă gândeam ca amploare. Pe mine m-a afectat mai mult viața pe care am dus-o în intervalul ăsta decât ceea ce am făcut. Și viața astăzi, din festival în festival, din premiu în premiu, din glorie în glorie. Oamenii pun prea de multe ori accentul pe filme. Pentru mine, și e legitim, și pentru dumneavoastră filmele pe care le-am făcut sunt mai importante. Și e legitim. Pentru mine, viața mea e mai importantă. Da? Adică ce mi s-a întâmplat mie în viață e important. De asta am spus viața. Pentru că știu că există tipul ăsta de reacție posibilă. Cum, domne, n-ai făcut? Nu mă plâng. Nu mă plâng. Dar viața pe care am dus-o, parcursul meu, parcursul pe care am făcut, este mai important pentru mine decât expresia palidă care se regăsește poate în filmele pe care le-am făcut. Apoi, cred că la ora la care am debutat eu, tot sistemul era într-o oarecare derută și multe lucruri puteau fi făcute. Multe lucruri nu puteau fi făcute. Spre exemplu, era greu să identifici cam pe unde ar putea fi promisiunea, talentul sau altele de genul ăsta. Dar cu puțină șansă, iar eu am avut această șansă pentru că am avut norocul de a fi ajutat de Lucian Pintilie. Ca să terminați filmul. Nu numai. E o poveste mai complicată, e o poveste cu multe acte. Nu e. Au fost, la finalul filmului Marfa și Banii se află trei nume, trei oameni care le mulțumesc în mod direct și explicit. Steregulea, Titi Popescu și Lucian Pintilie. Sunt și alții cărora le mulțumesc într-o altă lungă listă, dar Tempi lor le mulțumesc că... După aceea ați rupt legăturile cu cei trei, nu? N-a fost o solidaritate culturală de cursă lungă. Lucrurile se amestecă. Nu, și mi-ați spus că e un subiect despre care nu vreți să vorbiți, dar la capitolul rupt legăturile, spuneți-mi, în esență, de ce s-a rupt legătura dumneavoastră cu Răzvan Rădulescu, scenaristul aici, de la Marfa și Banii? Aici răspunsul este foarte simplu. Noi am fost nu doar parteneri de lucru, noi am fost și prieteni. De ce spuneți am fost? Nu mai sunteți? Nu mai suntem. Și de ce? De cele mai multe ori lucrurile se întâmplă în felul ăsta. În momentul în care se rupe prietenia, se rupe și colaborarea. Păi pur și simplu o diferență de viziune, ca să-i spun simplu. Cam târziu ați descoperit-o. Pentru că și evenimentele au venit mai târziu. Ce tip de eveniment? Dumneavoastră știți foarte bine că oamenii își probează caracterul în situații limită. Poate fi o situație mai limită, ca să zic așa, decât un film făcut împreună? Nu știți și foarte puțini oameni știu cum am lucrat eu cu Răzvan. Știți cine știe? Răzvan. Iar el este în poziția să vorbească și să spună cum lucram noi și cum scriam scenariile. Și el nu o face. Și eu nu pot să vorbesc despre chestia asta. Pentru că dacă eu vorbesc despre chestia asta, lumea va spune, aha, a zis-o. Nu. Eu pot să vorbesc despre asta. Eu pot să vorbesc despre asta. Numai acum asemănați cu personajul Viorel din Aurora. Probabil. E frică. Probabil. Eu pot să vorbesc despre toate lucrurile astea. Dar subiectele sunt foarte serioase
și cred că se vede și pe mine că le acord importanță și nu pot să vorbesc despre ele așa. Adică riscă să fie expediate. Nu vrem să le plasăm în derizoriu. Întrebam atât. Riscul e mare. Și eu tind să-i dau dreptate lui René Girard. Ar putea defini mai bine ceea ce s-a petrecut în relația între mine și Răzvan, pentru că chiar cred că este vorba de o rivalitate mimetică. Iar în tipul ăsta de configurație, rivalitate mimetică, atunci când doi parteneri de drum ajung să alimenteze pe parcursul acestui drum tot felul de mici rivalități și mici competiții și mici conflicte atenuate, neatenuate, mascate sau nu, ele conduc. Înseamnă că din start erai pe un drum greșit, nu-ți dai seama, pentru că te lași purta de evenimente. Bine, rivalitatea mimetică poate fi reciprocă. Rivalitatea mimetică este întotdeauna reciprocă. Dumneavoastră rivalizați cu el ca scenarist, el rivaliza cu dumneavoastră ca regizor. Numai că aici vedeți, spuneți că eu rivalizez cu el ca scenarist. Mă întreb, cu ce puteați rivaliza? Pentru că el era scenarist, nu era co-regizor, nu? Era co-scenarist. Este cu dublu sens această rivalitate mimetică. Am spus un lucru care mă angajează și pe mine în egală măsură și este enunțul cel mai obiectiv care poate fi formulat legat de relația mea cu Răzvan. Restul este extrem de subiectiv. Ziceți undeva că singura dumneavoastră frică reală e frica de a pierde afecțiunea celor apropiați. Setea asta de dragoste o are orice om, mai mult sau mai puțin autist, mai mult sau mai puțin... Să știți că de cele mai multe ori în viață suntem în situația de a ne vinde gogoși, de a ne fura căciula. Sunt foarte multe lucruri care mă înspăimântă, dar cumva m-am luat pe mine în vizor. Nu, că mă gândeam când pierdeți o prietenie, nu? Care a fost autentică. Așa. Vă doare? Întotdeauna doare. Asta e. Dar ce e de făcut aici? Resetăm așteptările, investim mai puțin. Nu. Mai tragi și bilete necâștigătoare în viață. Se întâmplă. E greu, e foarte greu, dar se întâmplă. Eu nu știu ce înseamnă prietenie, cred că am niște definiții posibile, dar nu știu ce înseamnă, asum că nu știu ce înseamnă. Dar eu nu pot judeca situațiile de tipul ăsta limpede, pentru că sunt în ele. Dar cred că pot judeca just, echilibrat și detașat orice fel de alte situații în care eu nu sunt implicat. Puteați face filozofie istorie, dar n-a fost să fie. Multe lucruri se pot spune despre mine, dar cred că un lucru nu poate fi spus, și anume că sunt nedrept în judecată. Mă face să râd, scuze. Nu. Dar multă lume a spus că sunteți nedrept. Normal, dar se spune chestia asta. Dar și foarte multe lucruri se gândesc. Și poate sunteți, că nu sunteți supraom. Orice om e și nedrept. Nu, vorbesc despre capacitatea de a evalua. De a evalua merite. Prietenii. Păreați un cuplu de creatori atât de reușit. E vorba de profesionalism până la urmă. Pentru că e vorba de bucătăria de care vorbeați. Dar asta ajunge ca să rupă o prietenie? De ce Fellini a putut lucra cale de o viață cu Tonino Guerra sau mai știu cu cine? Și... Oamenii sunt diferiți, pur și simplu. Țările sunt diferite, spațiile culturale diferite. Simțiți că sunteți privit într-un fel în interiorul granițelor României și în alt fel afară? Da. Vă simțiți privit mai bine, ca să zic așa, acasă, într-o chimie afecțiunii? Dacă simplificați, întrebarea ar putea suna așa. Vă e mai bine afară sau în țară? Ca cineast mă simt mai bine afară. Ca regizor mă simt mai bine afară. Ca scenarist mă simt mai bine afară. Ca actor mai nou mă simt mai bine afară. Și ce vă ține aici? Ce mă ține? Vreți să vă spun direct așa și fără perdea? Dragostea de țară. Asta mă ține aici. Simțiți că există o breaslă? Simțiți că evoluați ca încă tânăr cineast, să zicem, într-un mediu, că aparțineți unei lumi culturale sau că sunteți închis singur într-o bucătărie? Așa, ca să preiau imaginea asta a bucătăriei, o să spun așa, da, sunt în bucătărie și mă uit pe fereastră.